Acum facem o introducere. Ce mai vreți să protejați? Protecția țării, patriei. Băi, e importantă? Da. Tere! Mă, Tera să scrie cu doi de râd? Da. Băi, ce deștept. Altceva. Ce mai vreți să protejați? Mă extind. Planurile. Hă? Planurile. Planurile. Care planuri? Viitor. Planurile nu poți să le protejezi. Cel mult poți să trimiți lumina să se realizeze. Nu poți să le protejezi. Adică poți să le protejezi și... Este. Ai o idee. Mi-ai dat o idee. Planuri. Ia să ne gândim dacă se poate, că prin astea sunt legate. Planuri se spune ceva de viitor. Și atunci se legăm de protecția viitor. Altceva. Sinele. Că la protecția personală mă refer la sine, mă refer la... Dacă vă spun că am găsit programe făcute pe APA din organismele poporului român, să se trezească dimineața depresiv, să n-ai vechem de muncă. Vă spun adevărat sau? Da, da, da. Și asta o fac cercetătorii. Mă rog, n-ai făcut, dar vreau să fiu nou cu copiii între voi și țara respectivă, dar să nu uită la da, o viață, poporul român se trezește. Iar o muncă. Un drag și multă altceva. Hai, pune-am găină că te tai. Hai mă, psihologilor. Știți de ce mă crede subconștientul de grup? Bine, intră la protecția patriei. Pentru că, îmi pare rău, domnilor, care ați terminat sociologie, psihologie, noi avem niște sociologi de căcat. Nici măcar nu studiază ce se întâmplă cu neamul ăsta. Păi, mă, vedeți că se produce o migrație. Migrația... Am fost în Franța, da? Fost în Franța la Le Mans. Bun. Și la Le Mans, într-un oraș care nu e foarte mare, doi medici stomatologi români. Mai am trei prieteni doctori români la Paris, de la 400 de km, nu știu câte de Le Mans și Paris. Deci, în total, 5 pe care îi cunosc eu. Și atunci se întâmplă următorul fenomen. Voi nu vă gândiți că există un atac asupra acestei țări, astfel încât medicina să fie lăsată deoparte ca medicii pregătiți de neamul ăsta, pe banii voștri, eu am fost pregătit pe banii părinților, că eu m-am ocupat. Dar pleacă medicii pregătiți de statul român, pe banii noștri. Și după ce nu fac nimic în România, și pleacă direct. Da? Deci au plecat mii, zeci de mii, cred că, de doctori și de asistente medicale pe din țara asta. Cine pierde? Statul român. De ce? Hai să vă spun ceva. Pentru că s-a observat la nivel de Europa că este un deficit de medici în țările nordice. În general, în țările care? Da? În țările foarte dezvoltate. Dar de ce? E deficit de medici în țările dezvoltate.
Hai mă, gândiți că e mică concurența. De ce? Nu aveau probleme de sănătate. Mă, să fie. Deci iau 20.000 de medici din România și n-au probleme de sănătate. E foarte scurt. Pentru că e grea medicina. Și cu cât omul evoluează, încearcă să facă lucruri mai ușoare. Și atunci nu o să vedeți voi francezi cu medicina. Vă e clar? Și atunci țările nordice care sunt cele mai dezvoltate au medici. Indieni, români, bulgari, ruși. Nu o să vedeți foarte mulți italieni în țările nordice. Adică nici ea nu mai fac medicina în Italia. De ce? Pentru că e grea. Pentru că durează 6 ani să devii medic, după aia încă 3 ani de specializare și după aia încă 2 ani, deci 11 ani ca să devii cu adevărat. Păi, dacă îți faci un curs de business de 2 ani de zile, după aia poți să lucrezi pentru o firmă și să ai aceiași bani. Corect? Da. Mai mulți. Mai mulți. Mă refer nu în România, mă refer afară. Păi e clar de ce? Și evident că ei nu mai fac medicină. Și atunci importă. Păi cum să importi dacă n-ai de unde? Crezi că pleacă românii de drag din România? Crezi că dacă ai dat un medic român 5.000 de euro pe lună, ar pleca în Londra? Ar pleca? Nu. Nu. Bun. De ce pleacă? De bine, evident. Aveam, după am avut dat cu un doctor, era chirurg, chirurg prima mână, se cheamă, da? Deci cel care operea, da? Și asta venea la luase postul, luase postul de principal, de formație, sau nu știu, era la ei pe vremea aia. Și era din Craiova, mă ducea în Aeu, atunci era naveta la Craiova. Și venea la serviciu pe scara de la autobus. Și l-a întrebat tot așa, un pacient. Bună, doctor, de ce nu m-a operat? Zice, a venit pe scară, îmi tremură mâinile, vrei să te operez acum? Bun. Acum, știți, nu fac apologia medicinii, nu. Mai am înțeles medicina pentru că e în domeniul meu. Dar la fel se întâmplă și cu IT-ul, la fel se întâmplă cu inginerii de structuri, cu ingineri constructori, cu toate. Există un deficit de asta în țările nordice. Ele își permit, au cunoaștere și atunci vă pun vouă capac, repuneți. Pentru că noi am rămas la tras cu arcul. Și avem impresia că dacă stai în genunchi și te rogi, rezolvi lucrurile. Și vin unii și te căpăcesc. M-am aruncat. Bun. Și Dumnezeu nu-ți bagă în taie. Trebuie să faci și tu ceva. Și asta n-a înțeles poporul ăsta. Cred că dacă stăm cu fundul în sus și se roagă, se rezolvă lucrurile. Ei, nu. Am înțeles-o, băi, există o pildă foarte mișto. Știți care e pilda cea mai mișto, apropo de rugăciune? Voi credeți că egiptenii sunt musulmani, mi se pare. Dau și creștini. Jumii-jumani. Așa. Dar sunt mai mulți musulmani. Știți cum a fost învins poporul egiptean de evrei? Prin anii 70 sau nu știu, când au intrat ăștia în Egipt. Au intrat în Ramadan. Și în Ramadan, toți musulmanii erau cu fundul sus. Eu vorbesc foarte sănătate, dar asta de glumă. Bă, frate, există momente de rugăciune și există momente în care trebuie să faci ceva și trebuie să lupți. Trebuie să faceți diferența între asta. E un moment în care rugăciunea este o formă de luptă, este un moment în care rugăciunea nu se folosește la că n-ai timpul necesar. Știți de ce m-a interesat pe mine reichiul? Pe mine reichiul m-a interesat pentru că la un moment dat, Cristencu, în cartea lui, spune o chestie foarte drăguță. Pot să mă încarc complet în 18 secunde. Pe vremea aia, încărcarea mea dura 30 de minute. E deosebire, nu? Problema nu este că în momentul în care cineva spune, băi, pot să mă încarc în 18 secunde, înseamnă că știe. Poate că e nebun, da? Dar știe ce e încărcare și știe că există un timp de încărcare. Deci, nu poți să nu-l iei în seamă. Și evident, în momentul respectiv, m-am gândit, frate, dacă ăsta poate să încarcă nu știu 18 secunde, până să până te încarci într-o jumătate de oră, ești mort de 100 de mii de ori. Corect? Corect.
ceva ce e foarte important. Cunoașterea. M-a întrebat un preot, domnule doctor, dar de ce să folosesc eu simbolul? Zic, mă, tu ești călugăr, perfect. Știi satira, citești satira. Ok. Dar există momente în care trebuie să luți. Momente. Nu e toată ziua un război psihic. Dar există momente în care trebuie să luți. Și trebuie să le faci rapid. Asta înseamnă încărcare. Evident, un călugăr are viața de călugăr, deci ai încărcare să faci oricum automat cu fiecare zi. Asta este canonul lor. Dacă el citește satira fiecare zi, evident că va fi mult mai protejat decât voi. Ok? Dar chiar și dacă te descarci, că descărcarea oricum are loc în ceva, la un moment dat tot trebuie să înveți să te încarci rapid. Și aici e o... Ați scris. Șterg aici, că astea e greu să cred că ajungem azi. Bun. Cazul biblic. Sunăm pe Doamne, Doamne. Pilda. Bașul. Care spune următorul lucru și repet și îmi place să repet. Se duce romanul la Iisus și spune, Doamne, uite, am o slugă care e bolnavă, care crede în Tine. Te rog frumos, vină la mine. Deci te rog frumos să o vinde. Și Mântuitorul spune, zice, bine, hai că vin la tine acasă. Dragă, deci spate nu se aude. E bine. Deci, și spune, Doamne, vină la... Deci vindecă-mi și mie sluga, că e credincioasă, mă rog. Și Iisus îi spune, haide să vin la tine acasă. La care soldatul român spune, Doamne, nu sunt eu vrednic, eu sunt păgân să vii tu la mine în casă. Zice, tu zi doar și o să se vindece. Că și eu am 100 de oameni în subordine și dacă îi spun unuia, fă, face. Bă, ce pot să înțeleg din pilda asta? Unu, că Iisus avea și el. Credeți că Iisus făcea curățare totală și energizare de ceacre și refacere de seneu? Ascult. Nu. El avea îngerii care îl slujeau și care aveau grijă de asta. Nu făcea el personal. El spunea doar voie să te curățești. Și se întâmpla treaba asta tocmai pentru că oamenii îngerii împlineau treaba asta și pentru că avea acest drept de la Dumnezeu, mă rog, datorită a ceea ce era. Bun. Ce vreau să spun? Deci, se poate face curățare de la distanță. Asta încerc să vă explic. Pentru că dacă a făcut-o el, automat au învățat-o și apostolii. Pentru că i-a învățat pe toți. El a învățat pe toți. Bun, o să zică unul ortodox, dar el la Iisus Hristos. Dom'le, Iisus Hristos mai spune ceva la un moment dat. Și anume, cine crede în mine, acesta și mai mare decât acesta va face. Deci puteți să credeți și să faceți. Și să învățați să le faceți. Asta e una. Doi. Dom'le, este demonstrată transmisia de energie la distanță. Corect? Bun. Acum nu știu... Dacă este demonstrată transmisia de energie la distanță și, cum să spun eu, s-au făcut și poze pe fotografii Kilian și s-a văzut cum e un pacient psihiatric, cum e un pacient care e bolnav de ceva și cum este un om înainte de o energizare, cum este după o energizare. La ora actuală s-au făcut poze, știți că sunt aparatele de fotografie, taurele? Bun. Se poate face poza înainte și după o energizare. Eu, acum vreo 8 ani, am întâlnit o rusoaică care avea un aparat care îți măsura centrii energetici. Și am făcut măsurători înainte, după terapie, înainte, după iniție. Și, efectiv, vedeai cum chakra inimii după inițiere era amplificată de vreo 3 ori. Și se vedea pe
Bineînțeles, și radiestezic să putem înțelege și așa e. Deci nu mai vreau să discut despre faptul că se poate face protecție psihică la distanță, că toate, că toate serviciile sunt obligate să aibă armă psi, că există gardien psi în gărzile tuturor președinților, persoanelor state, etc. Da. Deci cine spune așa ceva, ori e prost, ori e rău intenționat. Pentru că să știți că cel mai ușor de distrus un popor este momentul în care îi distruși credința. Nu știu dacă știți. Că asta este implementarea vicilor și a și distrugerea credinței face ca un popor să devină vulnerabil. Îi distruge unitatea. Mă rog, n-are importanță. Hai să vorbim despre protecție personală. Bun. Întrebările, pe unde sunt? Vă dau, vă mai dau un pic. Deci asta se referă și la vindecare, și la curățare la distanță, și la protecție. Pentru că principiul este același. Că e curățare, că e protecție, că e o protecție psie ca și o curățare de 24 de ori. Un sistem care permite curățarea și energizarea timp de 24 de ori. Bun, eu nu zic, și întotdeauna am spus așa, nu zic să mă credeți. Spuneți mâna și studiați voi și cercetați, da? Asta vă face bun, nu ce spun eu sau ce spun ala. Ci argumentele pe care le găsiți pro sau contra unei idei. Bun. Și vreau să faceți desene. Pentru că am observat că verba volant, scripta manent, și plecăm de la structura unui om. Hai să începem mai întâi cu principii creștine de protecție. Ștergem. Știți de ce este rugăciunea o metodă de protecție? Nu. Am zis bine, mă? Știți ce se întâmplă în timpul rugăciunii? Amplifică chakrele. Rugăciunea amplifică chakrele. Știați asta? Mă bucur. Bun, ce înseamnă că amplifică chakrele? Automat ce amplifică? Chakra 3. Și dacă amplifică chakra 3, ce se întâmplă? Crește câmpul de protecție, deci crește protecție. Cea mai simplă formă. O să o luăm de la simplu, la complet. Ca să le aveți pe toate. Pe toate. Mă rog, ce știu eu, poate mai descoperiți voi. Eu vă aștept cu drag. Să mai învăț și eu de la cineva. Bun. Și aici ne referim la Tatăl nostru, da? Care ziceți că e rugăciune pe BF-ul? Cât? De-a dreptul 81. Ce? Nu e așa mergit. De așa ți-ai ieșit? Asta e. La analiză. Deci, dacă vreți rugăciune cu EBF mare, e împărate ceresc. Bine, nu credeam că o să fac acum un curs de ortodoxie, dar așa bine. Fac și eu cum îmi iese. Împărate ceresc, care are EBF-ul peste 700, mi se pare. L-am măsurat și eu, la un moment dat. Bun. Și o altă formă de curățare. Vă aveți impresia că, pentru a ajuta un om de la distanță, trebuie să fac cine știe ce scheme de gândire.
Știți că toată teoria asta mi-a fost dărâmată de un egiptean. De asta probabil mi-a venit în minte. La un moment dat, pe mine m-a mai primit pe lume așa, să văd dacă cineva e un autentic sau nu. E, omul ăsta nu folosea decât psalmi. Atât. Spunea 3 psalmi la curățare. Atât. Dom'le, și dar în timpul în care îi spunea, se deschideau cerurile, curgea lumină și efectiv curăța tot. Lumina are acest, cum să spun eu, atribut de a curăța tot ceea ce este negativ. Și pentru asta vă sfătuiesc este Psalmul 50. Și ca să rețineți foarte clar, este următoarea, mă rog, din Psalmul 50. Stropi-mă vei cu isop și mă voi curăți, spăla-mă vei și mai vârtos decât zăpada mă voi albi. Asta deschide conectarea, deci conectează către lumină, ți se dă drumul la... Asta e chi, e energie necreată. Și în momentul în care se dă drumul la energia asta necreată, curăță absolut orice. Știi, e paradoxal. Problema este că nu știm să ne conectăm la divinitate. Nu avem și nu am fost învățați asta. Bun! Dar vreau să vă spun ceva. În tot ceea ce înseamnă rugăciune, nu faci tu. Fac alții. Și atunci se pune problema când fac eu, când fac ceilalți. Ok? Ideal este să le îmbin. De ce? Dacă vreau să fac singur, este chestie de ego. Mi s-a întâmplat o chestie foarte drăguță. Dom'le, orice am încercat, n-am reușit la un moment dat să fac ceva. Nici n-are importanță. Și, dom'le, mă chinui de câțiva ani. Și la un moment dat zic, dom'le, zic, dar nu vrei să mă scap din chestia asta? Zic, ce mă da? Și zic, de ce nu m-ai lăsat până acum? Păi zice, dacă n-ai cerut. Păi zice, am încercat. Eu. Zice, trebuia să înțelegi că nu totul poți. Tu. Așa că, din când în când, mai cereți și ajutorul lui Dumnezeu. Știi? Ideal ar fi să facem un felul următor. Eu, cum să spun, eu m-am obișnuit să merg așa pe sabia mea și să fac ce cred eu și după aia, mă rog, Dumnezeu să îndrept pe acolo pe unde strâmb eu. Știți? Da, cred că ar trebui să începem să facem altfel. Și anume, ne rugăm, cerem lui Dumnezeu și după aia facem noi. Bine, asta nu se întâmplă în cazuri de urgență. Da? Se întâmplă în general. Mai întâi ne rugăm, după aia cerem lui Dumnezeu. Adică cerem ce avem nevoie. După care facem ce credem noi că este bine. Ok? Bun, nu merg mai departe molite, etc. ca sisteme de protecție, că nu-i treaba voastră. Bun, ce mai vreau să spun apropo de psalmi? Aștia sunt pentru cei mai mari. Când situația e groasă... Catismele. Catisme, mă refer. Și anume catisme, da? Catismele sunt în număr de 20. Și sunt cei 154 sau 155, că e și ăla necanonic, de psalmi împărțiți în 20. Da? Ce se poate face cu treaba asta? Și e foarte bine să înțelegeți că ortodoxia asta are niște valori pe care e bine să înțelegeți. Știți că un duhovnic de-al meu l-a cunoscut pe Părintele Arsenie Bocan. Și l-a întrebat, Părinte, ce să fac eu să mă mântui? La care Arsenie Boca i-a zis, ai psaltire? Da. Ai ceasul? Da. Nu mai ai nevoie de nimic altceva. N-a avut nevoie de altceva. Ok? Bun. Ce-i cu catismele astea?
Catismele astea, deci, sunt rugăciuni, sunt luate de la Duhul Sfânt. Făcute de diversi oameni. 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 Nu au fost preoți. Au fost unii dintre ei proroci. Dar nu mai ascultați balzaconii de-astea cu n-am voie să citesc Plantirea, n-am voie să citesc Psalmii, n-am voie să citesc rugăciunea Sfântului Ciprian. Ăștia au fost oameni, nici măcar n-au fost preoți. Orice om poate să o facă. Nu vă mai băgați sau nu mai lăsați să fiți condiționați negativ. N-ai voie să faci asta fără acordul și binecuvântarea unui preot. Mă, ți-a sun, vezi ce se întâmplă. Mai se sparge o țeavă de la apă caldă, mai înuzi un vecin, mai îți explodează ceva, nu-i problemă. Îți asumi. Bunica mea citea Psaltirea toată într-o noapte, că avea probleme cu niște vrăjitoare din sat. Și o citea baba, că eu dormeam, dar îți dai seama că nu te mai trezeai. Și își punea lumânarea în mijlocul farfuriei, stătea în genunchi în pat și citea Psaltirea de la un capăt la alta. La 5 ore. Dacă ești mai așa, ajung 3 ore, 3 ore jumate. Dar le iei lua 5 ore. Începea pe la 12 noaptea și termina așa spre dimineața. Și într-o zi am întrebat-o, băi bunică, dar nu te deranjează rău? E, mai tropăie prin pod. Da, nu. Deci, îți asum. Mai dor pe la un vecin. Asta e. Bun. Ce se poate face? Că asta este drăguț și de la asta am vrut să plec. La 3 catisme, hai să zicem, începeți cu una, că puteți toți câte una. La o catismă, catismă, da? Se poate face, sau se poate cere din cer un cilindru de lumină. Și se formează un cilindru în jurul vostru, care crește câmpul de protecție. La un moment dat puteți să măsurați chiar ce dimensiune are acest cilindru de lumină în care sunteți băgați dacă citiți o catismă. Și în momentul respectiv nu mai are putere răul să vă facă ceva. Și o să-mi spuneți, bine, bine, dar stau tot timpul cu Psaltirea după tine. Eu am avut perioada mea, îi zic, perioada cristică. Perioada cristică când eram ca și, cum îl cheamă, prietenul meu Oreste. Aveam mătănii la mână, mătănii la gât. Aveam un borset în care aveam aghiazmă, ulei de mir, Psaltire. Aveam un carnețel în care aveam molii Vasile cel Mare. Deci aveam tot. Și eu cruce atâta de la Prislop. Le aveam pe toate. Până când mi-am uitat borset acasă. Și atunci am intrat în panică. Că noi dezvoltăm atașamente, știți? Deci de la atașamentul de ceva, la atașamentul de altceva. Și dezvolți atașamentele vis-a-vis de obiectele de cult bisericești. Și evident că am trecut de la alea umane la astea alte mănăstirești. Doamne, și mă duceam eu la Sfântul Dumitru și mi-am pierdut mătănile. Păi, aveam niște mătănii din sâmbure de măslină, făcute pe Atos. Deci aproape am plâns. Și până mi-am dat seama că, de fapt, e un ataș. Pe ce nu puteam să-mi iau altele? Dar erau mătănile mele? Nu mă arată de mine? Aia se numesc atașament. Și noi dezvoltăm, înlocuim unele atașamente cu altele. Până în momentul în care învățăm să ne atașăm de ceea ce trebuie și aia este și acela este Bunul Dumnezeu. Cilindru de lumină. Evident că dacă fac 3 catisme, o să pot să am 3. Cilindrii de lumină. Evident că dacă este o situație specială, pot să fac 9 catisme și o să am 9 cilindrii de lumină. De ce sunt foarte important cilindrii de lumină? Pentru că asta vă spun, nu e un cilindru, pentru că n-are gol aici. Nu vreau să fiu rău de ce, dar am o colegă la construcții care nu știa cum arată un cilindru în secțiune. Deci, nu e un cilindru. Are lumină și aici. Deasupra și de desubt. Deci protecția este de jur împrejur. Dar are forma unui cilindru la nivel astral. Și de lumină și este de la nivelul arhanghelilor. Da? Pentru că nici Psaltirea, ce vei face Psaltirea? N-ai măsurat. N-ai măsurat. 81.
și Biblia? Tot 81. Și eu am întrebat de ce 81, pentru că altfel era prea mult. Dacă aveai vetul maxim și nu mai putea să citească, că îi fugeau ochii pe litere. Și atunci, Dumnezeu, care am zis, am zis, nu se poate totuși, am gândit Dumnezeu. Având EBF 81, ea poate să fie citită de orice om, indiferent de vibrația lui. Evident că una care vine de la minus, nu va putea să citească. E foarte greu. Foarte greu, nu? George, tu știi. Deci, cilindru de lumină. Pur și simplu. Am citit catism, m-am imaginat, nici măcar nu trebuie să-mi imaginez cilindru de lumină, că e oricum bine, da? Ca idee. Și în momentul respectiv, sunt protejat cu cilindrul ăsta de lumină. Ia să vedem. Terminăm cu ortodoxia. Ce? Mai aveți întrebări legate de ortodoxie? Armagedonic. Cu armagedonic, cu Sămin? Lăsați armagedonele. Până armagedoane aveți și armagedonul vostru personal. Bun. Măcar asta cu cilindru de lumină, cu catismele? Băi, o să vă rămână toată viața dacă îmi trăiți mult. Hai să luăm. Reiki. Și avem șocuri pe centri energetici, da? 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Face șocuri și pe umeri și eventual coate. Nu vorbesc de palme, ce am. Ideal e să facă tot centimetri. Evident și posterior în, asta e față. Ăsta e dos. Evident că pe spate, dacă e spatele, cum va veni simbolul? Țeapă, tot așa. Deci îl fac așa și îl duc în spate, pentru că lumina... Bun, să știți ceva, că până nici măcar asta nu are importanță. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bun, și mai departe toate simbolurile Reiki. În coroană. Și dai coroană. Aveți, deci, simbolurile pe centri. 1. Simbolul pe centri. Eu nu vă sfătuiesc să faceți asta în fiecare zi. Asta sfătuiesc să facă pe cei care au probleme karmice, care vin și îi bubuie, da? Și să îndepărteze un pic treaba aia de ei. Dar la un moment dat, vedeți că nu se mai trebuie să stați protejați așa ca într-o carapace. Că nu mai rezonez, nu mai relaționez cu lumea. Că eu dacă fac simbolurile astea, nu mai înțeleg nimeni. Nu mai ajung la aici. Avem așa un... un schimb de dialog, un dialog prin semne. Deci, simbolurile pe centri energetici. Hai să spunem chakra. Vezi că s-au ofuscat lumea. În Reiki nu există chakra. Cine s-a ofuscat? S-au ofuscat lumea. Am zis că în Reiki nu există chakra. Astea sunt invenții. În Reiki nu există chakra? Da. Deci, în Reiki, într-adevăr, nu există chakre. Că nu sunt de acolo. Dar, domnule, asta nu vă împiedică să gândiți un pic mai mult. Adică puteți să rămâneți la pusul palmelor sau puteți să combinați pusul palmelor cu tehnici de presopunctură, de reflexoterapie, cu tehnici IE, cu Qigong. Puteți să combinați cu orice. Asta nu înseamnă. Eu nu vorbesc de Reiki aici. Eu vorbesc, cum ziceau oameni, Argeșanul face un ghiveci. Un ghiveci. Eu vorbesc de un sistem, deci folosirea sistemelor de protecție în general.
Multe dintre ele poate că unii dintre voi nu le-au auzit, nici nu le-au cunoscut. Dar să nu-mi împiedică să știți despre ele. A, mi-am să aminte, mai există o protecție psihică foarte mișto în ortodoxie. Bun, hai că ce am voie să vă zic. Și ce e asta? Cupola de la biserică, da? Bun. Vă duceți sub cupola de la biserică. Și vă trageți ca pe o căciuliță așa peste voi. Și stați. Cum ați înțeles? Aia este energetică, da? Și vă spuneți efectiv în cupola de la biserică. Și Dumnezeu vă dă voie. Pentru că biserica poate să vă fie umbrelă. Și de asta a fost făcută. Să vă fie umbrelă. Deci mă duc frumos sub cupola de la biserică când am probleme. Mă duc așa, închid ochii și trag pe ciulița și plec. Eu vorbesc foarte serios. Eu vă doresc să n-aveți nevoie. Dar țineți minte chestia cu căciulița. Poți să o faci și în afara bisericii. Evident că poți să o fac când n-am o biserică pe lângă. Pot să-mi imaginez biserica pe unde merg sau biserica de când ești să o fac. Ok? Și să vezi că asta se unește cu foarte multe alte sisteme de terapie care vin din alte chestii. Simbolurile pe centri energetici. Meditația în mișcare. Nu mă apucați acum să o facem. Că nu-s curios. O faceți acasă. O faceți vreodată? Da. E un simbol de protecție? Adică e o metodă de protecție? E o metodă de curățare? Da. Absolut da. Eficientă? Foarte. Foarte. Crezi că poate să fie făcută și pentru altcineva? Da! Ce se întâmplă, de fapt, când fac meditația în mișcare? Aveți idee? Se refac în burila. Se refac în burila. Nu. Aduc mai multă energie. Aduc mai multă energie. Și asta. Nu, mă. Vine un înger, dacă vreți să știți. Vine un înger care te curăță. Nu te curezi tu. Vine un înger, pentru că tu invoci lumina, vine un înger pe acolo, prin aia, și în momentul în care îți cureți lucrurile, tu, de fapt, faci îngerul respectiv în câmpurile tale. Și același lucru poți să faci pentru altcineva. Adică poți să-i curăți câmpurile. Deci... Ok, dai comentarii, nu-i curăți câmpurile. Deci poți să-i curăți câmpurile și la arunc în pământ, nu? Fac așa era. Da? Și după care, deci îmi declar prezența din mine aici pe pământ, după care fac, adică aduc lumină, curăț, trimit în pământ, cum se face meditația în mișcare. Bun. Meditația în mișcare. Eu vă spun astea și pentru cei care, mă rog, nu prea le, nu aveți de unde să le știți, să le aveți să știți ce urmăriți în viața voastră. Altceva. Ce sistem de protecție mai am prin Reiki? În afară de simbolul pe centri energetici și... Hai să fie din Reiki, mai zice doamna că nu-i din Reiki. Măcar meditația de mișcare e din Reiki, nu? Să nu acopii. Ghizi! Ai ghizi Reiki? Bun. Te pot ajuta și proteja. Pot să pun cât un ghid, cât o lumânică în fiecare loc în jurul meu ca să pun ghizii respectiv și să mă ajute. Vreau să spun ca ceva, asta nu e numai din Reiki. În ortodoxie, dacă aprind o candelă, ce se întâmplă? Stă orice candelă aprinsă, străjuită de un înger. Deci dacă aprind 9 candele, câți îngeri ăsta am? Vă e clar? Păi nu, dar trebuie să înțelegem matematică. Bun. Sisteme de protecție... mă întorc tot la ortodoxie. Deci ghizii. Dacă aprind o lumânărică, automat ăștia au.
bețișoarele pot să folosite ca protecție. O, domnul Radu, acum mă văd. Sistemul ăsta, bețișoarele, pot fi folosite ca și protecție? Da. Păi da, de ce? A? Of, of, măi, măi. Deci, un bețișor și mai ales bețișoarele care sunt alea, care au arhanghelii, că e Gabriel, că e Mihail, că e Rafael, că e Padre Pio, că e, deschide poarta către entitatea respectivă. Deci în momentul în care eu aprind un bețișor de la care este consacrat, că asta este adevărul și puteți, dacă faceți radiestezie, la un moment dat o să puteți să măsurați dacă într-adevăr sunt consacrate. Și eu vă pot spune da. Așa e. Mă rog, ce am luat eu, mai știu de pe unde luați, pentru că adevărații, cei care fac bețișoare, știu foarte clar că acolo se fac bețișoarele pentru Arhanghelul Mihail. În camera aia se fac bețișoarele pentru Gabriel. Și în camera aia altă se fac bețișoarele pentru Tantra. Pentru că mi s-a întâmplat odată, am vrut să aprind un bețișor ca să curăț casa. Și nu m-am uitat ce am aprins. Și în timp ce stăteam și mă rugam, îmi vin niște idei. Deci, aveți cuvântul meu, că nici măcar nu-mi imaginasem că există pozițiile alea. Și eu zic, frate, ce se întâmplă? Am zis, e un demon. Așa gândește românul, știi? E un demon aici. Și stau așa și la un moment dat, știi, îngerul păzitor care zice, băi, ești cam tută, știi? Arunc ochii pe cutia din care luasem bețișorul și scria mare și frumos, pe fond roșu, Tantra. Mă rog, bună dimineața. Dar atunci am înțeles că bețișoarele astea sunt cu adevărat consacrate, sunt cu adevărat făcute pentru și am avut grijă ca la, mă rog, în perspectivă să nu mai folosesc greșit bețișoarele. Pentru că dacă chemi arhangheli, mă rog, când vrei ceva, nu mai merge. Dacă vrei să chemi, să faci terapie și chemi altceva, ea nu mai merge. Deci ideea este să învățați să folosiți energiile acolo unde trebuie. Clar? Deci ghizi. Evident că mi-am adus aminte de ceva de la ortodoxie. Băi! Nu mi se pare normal să mă chinui să scriu, să filmez. Dar am zis că o să facem. Hari, trebuie să filmăm cum se aprind lumânări. Că oamenii nu știe. Lor trebuie să le arăți exact cum se bagă. În nisip. Asta e lădița cu nisip. Așa se ia lumânarea. Cu verdele în sus. Adică cu muștiu cu ăla în... Bă, copii! Asta este o ladă cu nisip. Astea sunt lumânări. Și mai pun două așa și două așa. Și am 9 lumânări, da? Voi vă imaginați că desenul meu este frumos? Că asta se vede dintr-o parte și asta se vede de sus. Și aprindeți 9 lumânări. Și vă gândiți cum lumânările astea creează o energie care vă protejează pentru ce vreți voi. Și pot să-mi imaginez cum energia negativă care vine peste mine este sublimată de lumânările astea în sens pozitiv. Deci transformă efectiv programele invers. Să înlocuiești nisipul cu sare grunjoasă. Vezi ce iese? Cu sare grunjoasă? Da. În loc de nisip. Nu trebuie să iau cumva sare de mare de aia parfumată? Nu, nu, nu. Păi îți dai seama, problema e alta. Că toată energia negativă de la lumânări, care nu este sublinată de lumânări, rămâne aici în nisipul ăsta. Asta pot să vă spun, că așa rămâne. Da.
Dar e foarte utilă pentru dezlegare de blesteme, de farmice, de programe pe SNU. Se cite ceva în alea prinderea unei lumână. Când vine cineva la mine și spune, are magie de 15 ani, zic, bă, tu n-ai aprins o lumână la biserică în toată viața ta. Pentru că dacă ai fi aprins, n-ai fi putut să nu se schimbe nimic în 10 ani în care, dacă nu te ai legături. Păi bine, mă, fratele meu, ai legături și ai 99 de legături. Păi dacă făceai și tu în fiecare zi câte o cruce, tot scăpai după 3 luni. Dacă te închinai înainte de masă, nu, deci împărți la 3, ziceți 33 de zile, deci într-o lună scăpai. Eu nu sunt atât de catolic. Am și o întrebare. Dacă înainte să faci dragoste trebuie să te închizi sau nu? Poți să fie... Știți că am faza cu ursul? Faza cu ursul? Poți să te închizi, mă, și să-ți explici de ce. Un urs. Un tip care era ateu. Întâlnește un urs în pădure. Mă rog, aleargă ursul după el, iar aleargă ursul după el, Doamne ajută-mă nimic, aleargă până la urmă îl prinde ursul și se urcă ursul pe el. Și ăsta zice, și apare Dumnezeu, Doamne, Doamne, Doamne ajută-mă, Doamne. Da, și apare Dumnezeu. Și zice, ce e? Doamne, te rog, mă scap, mă. Cum să te scap? Tu nu crezi în mine. Zice, Doamne, te rog, mă scap, mă. Știu că am fost nenorocit, dar te rog, am. Dar zice, bine, spune atunci că crezi în mine. Nu pot, Doamne, să spun așa ceva, eu sunt ateu. Zice, păi și ce să-ți fac? Zice, fă-l pe urs credincios, măcar. Și... Dumnezeu, bine. Se ridică ursul. Mulțumesc, scuze, Doamne, pentru această masă copioasă. Așa că poți să te închini înainte. Nu. Poți să mulțumesc pentru orice. Că tot de la el e. Deci, morala și sexul de calitate, tot de la Dumnezeu, este. Bun. Voi învățați, mă, cum vreau. Că m-ați disperat. Bun. Am rezolvat-o și cu 99 și cu crucea. Bun. Crucea. Ce face crucea? În momentul în care îți faci cruce, ce se întâmplă? Știi ce se întâmplă? Ei. În afară, deci, bă, în afară de faptul că ți-o ia îngerul că o numerotează care e catastiful și mai bifează. Ce se întâmplă cu energetic cu crucea? Deschide sufletul. Crește vibrația. Deschide sufletul. Se face de aici. Se face până aici. Se face de aici. Și se face aici. Unde se intersectează, mă, copii? Chakra inimii. Ce produce? Știți care e BF-ul interiorului crucii? Nu. Ei, nu o să vă spun acum. Este în momentul în care faci crucea, activează chakra inimii. Deci ce activează, de fapt? Iubirea. Ce activează? Un câmp. Activându-ți câmpul ăsta, ce o să întâlnești? Iubirea. De ce? Pentru că răul fuge în fața iubirii. De asta este foarte importantă crucea. Pentru că în momentul în care s-a activat inima, o să vedeți că, știți că este o rugăciune care spune Doamne, îmbrânzește inima dușmanului meu? Deci cine face treaba asta? Dumnezeu. Deci chakra inimii tale poate să îmbrânzească inima dușmanului tău cu o singur amendament. Dacă, ce? Sunteți tendențioși, neserioși, nu mai bun. Dă cu flacă, Rami, eu le zic. Dă cu flacă! Apropo de cruce, crucea
este. Aici e una dintre greșelile lui ăla de la care a scris cum a devenit Hristos. Tipul ăla care a studiat creștinismul și a scris și a zis despre cum a devenit un Hristos. E bine, păi vă mai treziți, că mă văd atât de adormiți. Bun, revenim. Ce-a zis ăla cu crucea, mă? Că crucea nu poate fi folosită ca un simbol atât timp cât a produs suferință. Dar el a uitat și culmea e că m-a mirat pentru că e profesor de teologie, totuși. El a uitat o chestie care e spusă în Vechiul Testament. Locul pe care a stat Dumnezeu e sfânt. Păi, fratele meu, Dumnezeu a stat pe locul ăla 9 ore, sau cât a stat? 9. De la 12 la 9 seara, nu? N-a fost dat jos. Păi l-a sfințit de lângă mama lui de loc. Și a curs și sânge pe el. Deci clar că a luat vibrația lui Hristos. Și tu, ca profesor de teologie, să nu știi citatul ăsta din Vechiul Testament? Acum să-l iertăm. Nu, da, valoarea de adevăr era 90 și ceva. 98. Și m-am, băi, zic, unde e la procedură? Și n-am auzit cu... Când a spus-o pe aia despre cruce, m-a liniștit. Bun. Ghizii. Ghizii au putere dacă postiți. Băi, postul negru poate să fie o formă de protecție? Ce se întâmplă în timpul postului negru? Crește vibrația? De ce? Dar pe ce te bazezi? Numai postul negru face să se curețe sufletul și atunci sufletul începe să lumineze. Luminând, deci se deschide chakra inimii și automat se amplifică toate câmpurile. Când un câmp se amplifică, automat se amplifică toate câmpurile. Și mai este o problemă. Ce se întâmplă după ce mănânci? Alea apar tot timpul. Ziceți mai, ce se întâmplă când mănânci? Cu, ce se întâmplă, mă rog, cum sunt, din punct de vedere energetic, ce se întâmplă când mănânci? Păi de ce scade energia? Deci, când mănânci, energia corpului tău și mai ales energia de protecție scade și se duce în chakra 3, în stomac, ca să ce? Să despartă elementele. Lumina pe care o ai contribuie la ce? La desfacerea legăturilor dintre elemente, special că asta înseamnă digestie. Vă e clar? Deci digestia este consumatoare de energie și de lumină. Și de seneu, dacă vreți să știți. În momentul în care mănânci carne, consum foarte mult seneu. Noroc că ne dă Doamne, suflet, mă rog. Noroc că ne mai dă Doamne, Doamne, din când în când. Pentru că altfel îl consum. Atunci când mănânci hrana vie, automat hrana vie are lumină proprie și automat hrana aia te face să-ți crească câmpurile. Ok? Câmpurile de lumină. Nu o să-ți crească câmpurile joase. 1, 2 și... Deci, postul negru. Mă, și mai o chestie. Eu, să mă ierte Dumnezeu, n-am nimic împotriva postului ortodox, e foarte bine să-l țineți. Și chiar vă sfătuiesc să-l țineți. Dar știi, când te faci mare, trebuie să ajungi la nivelul la care înveți să ții și postul negru. Postul negru plătește karme. Postul negru e când ai o problemă, te uiți să vezi câte zile, când mai vezi frigiderul. Că de multe ori trebuie să-l colești. Că se strigă până te întorci. Vorbesc serios. Postul este foarte util. Plus că în post nu au voie să apropie de tine entitățile negative. Ele vin. Asta, apropo de binecuvântare, de ce ai nevoie de binecuvântare când citești psaltirea asta? De ce ai nevoie de binecuvântare când postești negru? Pentru că, într-adevăr, atunci vine rău peste tine. Și în momentul în care vine rău peste tine, nu e așa drăguț. Când spui cuiva care se pricepe, n-are cum să vină. Că vine peste el și el n-are nicio problemă. De asta ceri binecuvântarea unui
preot. Apropo de protecție, psi, la distanță, că zicea domnul ăla că nu există protecție. Binecuvântarea ce? Este proiecția unui câmp pozitiv pe tine, care ce face? Te protejează. Asta e binecuvântarea părinților, asta este binecuvântarea preoților. Nu înseamnă transferul de energie pozitivă? Nu spuneam că s-a luat premiu. Bă, dar cât de prost poți să vii? Nu v-am zis că s-a luat premiu pentru lucrarea, schimbarea structurii mâncării după binecuvântare. Deci schimbă și mâncarea, structura. Și s-a luat premiu la congres de știință, nu la Dâlgă în România. Da? Deci binecuvântarea este o formă de proiecție de energie negativă, pozitivă, așa cum blestemul este o proiecție de energie negativă. Și atunci, binecuvântarea te ajută, blestemul te împiedică. Trebuie să știți această chestie. Ce spunea Hristos? Binecuvântați pe cei ce vă blesteamă și veți aprinde cărbun pe capetele lor. Adică există o acțiune prin care tu poți să transformi binecuvântarea. Eu îi binecuvântez pe toți cei care mă contestă. Și le doresc să afle la fel de repede ca și mine și să învețe tot ce am învățat eu. Vă dați seama ce urâtă e chestia asta? Și eu binecuvântare. Dacă nu o să treacă prin tot ce am trecut eu, o să-și dea seama că nu e chiar așa drăguț. Altceva. Mai aveți ceva cu Reiki? Sau l-am închis? Maestrilor, mai este ceva? Autotratamentul este o formă de protecție, psi? Ziceți? Deci crește câmpul de protecție, crește încărcarea, deci automat devin ca un balon de lumină, automat sunt mai greu, câmpurile mele sunt mai greu penetrabile. Vă e clar? Bun. Am încheiat cu Reiki-ul. Mai departe. Trecem la alte sisteme. Carol. Aici deja trecem la protecție psi cu Arhanghel. Da? Oare de ce să facem caruna protecție psi la nivelul ăsta? Pe labele de la picioare. Știți în caruna la un moment dat să spunea să nu faci rei, să nu faci rama pe cap. Credeți că e corect? Adică noi nu avem draci în cap. Niciunul. N-aveți niciunul gărgăuni. N-aveți numai în picioare. Clar să face caruna și în coroană. Țineți minte, și pe toți cei de energie puteți să-i ca protecție. Da? La picioare de ce? Dom'le, dacă nu e pentru pământare, e pentru protecție. Și pentru pământarea mai puțin. Dacă o să aveți, o să vă crește sensibilitatea, și ieșiți voi dimineață pe la ora 4-5, așa, când nu merge nimic și mergeți pe stradă, o să vedeți așa, o să simțiți o pâclă atât de groasă de energie negativă. După aia încep să meargă oamenii, încep să meargă mașinile și nu mai simți. Dar atâta e. De gânduri necreate, de gânduri, cum se cheamă, pregândite. Sunt acolo. Mișnuri. Da? Evident. Dacă rezonezi cu ele, intră în tine. Pentru că se face rama, nu mai intră prin picioare. Da? Deci se face. Protecția cu arhangheli presupune puterea arhanghelilor. Puterea arhanghelilor și arhanghelilor vine din rugăciune și post negru. Când nu aveți... Bun, hai să vă vorbesc un pic, astăzi am vorbit toată ziua. Toată ziua, mă rog.
Da. Doamne, Doamne, îmi cer scuze. Aurul spiritual, l-ai văzut cum? Știi ce este aurul spiritual? E aur. E golden. Da. La nivel astral se vede ca aur. Gălbenuș, așa. Asta se obține greu. Ăsta e la care Sfântul Vasile cel Mare a răscumpărat-o pe, nu știu cum o chema, Iustina. Cuvioasa Iustina. N-a trecut ea deoparte, cine știe ce făcea și fata. Dar, în sensul că a vrădit, pe mine m-a interesat foarte mult, dom'le, cum ajung eu în situația să am aur spiritual? Știi? Mai bine să plătești cu bani cu altele. Chiar și la nivel spiritual. Și atunci e foarte important aurul ăsta spiritual. Postul negru și rugăciunea de la miezul nopții creează aurul spiritual. După aia, o altă formă de creare a aurului spiritual este Rostenia. Și nu rostenia, dar să dai cui trebuie când trebuie. Da? O să vreau să fac o emisiune despre bani. Eu vă dau temă de casă. Poți să-ți plătești mântuirea cu bani? Euro sau dolar? Taci. Bun. Nu tot timpul. Cine plătește spovedanie cu bani? Un ban. Asta depinde de popă, dacă te dai el. Bun. Ca idee, țineți minte treaba asta, dacă poți să folosești banii ca formă de mântuire. Ce vorbeam? Despre aurul spiritual. Aurul spiritual se obține greu și se pierde foarte ușor. Dar voi care sunteți terapeuți și maestri trebuie să țineți cont că pentru a ajuta un om trebuie să dai un aur tot spiritual. Tu dai. Știți cum a zis Hristos? Am o pâine. Oare se cade ca pâinea pe care am venit să o dau copiilor, să o arunc câinilor? Deci, avea o pâine. Pâinea aia a creat un postul ăla de 40 de zile. Ăla este aurul spiritual pe care l-a creat Hristos. Și la fiecare trebuia să dea câte un pic, da? Celor pe care îi întâlnea și pe care vrea să-i crească. Și atunci când a venit Caneanca și i-a zis să vindece copilul sau ce era acolo, i-a zis treaba asta. Și Caneanca a zis, da, Doamne, de la masa stăpânilor și mituilor le mănâncă câini. Aia smerenie. Bun. Ce vreau să spun cu asta? Aveți grijă cu dați aurul vostru spiritual. Pentru că dacă nu-l dai cu trebuie și voi aveți talentul să-l dați exact cui nu trebuie. Adică, oamenilor pe care iubiți, în general, rude, și pe ele le doare de-a dreptul în mese de dos. Și atunci, ideea este, dați aur spiritual cui îl folosește? În sensul lui Dumnezeu. Din punctul de vedere, sunt socotit rău. Pe mine nu mă interesează oamenii care vor să vindece. Eu nu mă ocup de vindecări. Și zic asta de la începutul meu. Eu nu fac vindecări. Vindecători sunt mulți. Vezi că îi găsești pe pagini, pe pene. Eu nu mă ocup de vindecări. Eu mă ocup de... Sunt, știți ce aia, călăuză? Te iau de aici până în punctul ăsta. În rest, ceea ce faci tu îți aduce propria vindecare sau nu? De ce? Pentru că dacă vindești pe cineva, consumi aur spiritual. Dacă îl ajuți să crească, creezi aur spiritual. Și atunci cel mai important lucru este propovăduirea. Nu vindecarea. Vindecarea cristică, deci Hristos a făcut vindecare, pentru că oamenii să creadă în El. Să înceapă să roage către Dumnezeu, să i-a învățat să roage. Și automat a început să creeze aur spiritual prin cei pe care i-a schimbat. Și automat El creează aur spiritual și în ziua de azi prin toți cei care cred în El și prin toți cei care se roagă și aprind și fac lumânări și... Înțelegeți? Este un sistem care funcționează de 2000 de ani.
Da, non-stop. Îți dai seama că dacă ai o biserică aici, una acolo, una peste... Deci în fiecare oră se face liturghia în altă parte. Deci automat. Tum, că rugăciunea pe planeta Pământ e perpetuă. Că bisericii sunt pe toate meridianele. Și automat ai liturghii la orice oră. Bine, cred că sunt și zone fără. Dar nu se poate, sunt pe partea elaltă. Dar neacoperită. E evreu. Bun. Ideea este. Aurul spiritual se creează prin ceea ce faceți. Prin faptele bune, prin propovăduie. Și notați faptele bune care pot frate, că nici asta. 1. Și spuneam. Asta poate să o facă oricine. 2. Rugăciunea. 3. Propovăduirea. 4. Cercetarea. Cărților sfinte. Studiu. Pentru asta îți trebuie un IQ. Dar nu vă fie teamă să cereți. Dumnezeu are de unde să vă dea. N-aveți voi nevoie cât are El să vă dea. Așa că nu vă fie frică să cereți înțelepciune. 5. Și asta este cel mai important lucru. Grija față de om. Care este mai presus decât toate? Gândiți-vă, pentru evoluția voastră, voi credeți că evoluția așa e o chestie, stăm la cursuri și mai știu ce. Nu, e o relație personală cu Dumnezeu. Și gândiți-vă că pentru a ajunge la un nivel cristic, voi trebuie să treceți prin toate încercările prin care au trecut cei de dinaintea Lui. Inclusiv El. Bun. Nu înseamnă că te crucifică cineva în ziua de azi. Nu te mai pune nimeni pe cruce. Te pune altfel. Dar gândiți-vă că trebuie să treceți prin ispita lui Iov și o să vă îmbolnăviți și o să stați cu boala aia până o să credeți că puteți să vă vindecați. O să treceți prin ispita pierderii, bani, familie, copii, tot. Că așa e modelul. Așa e frumos. Testul credinței nu poate... Și eu să te ajungi, dar pentru ce? Că eu oricum îmi cred în Dumnezeu. Nu, Dumnezeu, până nu simți atunci că se rupe inima în tine, că se întâmplă ceva. Ea e poveste. Să zică Dumnezeu, pleacă. Acum. Când? Acum. Păi... Nevastă. Păi copilul. Păi mașina. Păi casa. Păi familia. Păi mama. Păi... Nu. Și să pleci. Aia înseamnă credință. Și vreți, nu vreți, pe calea voastră spirituală, trebuie să treceți prin etapele de astea. În fiecare dintre voi, în evoluția voastră, va trebui să parcurgeți niște trepte. În funcție de cum le treceți, la nivelul ăla ajungeți. Și asta ține de ce? De iubirea voastră de Dumnezeu. Dom'le, când vorbesc de iubirea de Dumnezeu, eu nu cred așa că, dom'le, e acolo o stafie cu care mă iubesc. Înseamnă iubirea față de adevăr. Iubirea față de orice. Deci, eu nu sunt Dostoevski, știți? Dostoevski, prin gura unui personaj, a zis la un moment dat, dacă aș avea într-o zi Hristosul și Iisus nu sunt unul și același lucru, eu aș rămâne cu Hristos. Și mă gândesc de mult la treaba asta. Eu nu pot. Eu nu pot. Mie mi-e foarte drag adevărul. Asta înseamnă că nu mi-e drag Hristos. Și slavă Domnului, au legătură una cu alta. Dar la un moment dat, când ai prea multă cunoaștere, ai impresia că lucrurile astea nu mai sunt una lângă alta. Și treci printr-o grămadă de încercări.
Și la un moment dat, țin minte că m-am dus la Patriarhie și eram la moaștele Sfinților și stăteam și mă gândeam, Doamne, și care e adevărul până la urmă? Și vine așa în minte, totul e adevărat. Bun, aur spiritual. Obțineți pentru Dumnezeu aur spiritual. Aur spiritual poți obții și dacă dai bani pentru construirea unei mănăstiri, pentru că ea se roagă și automat din rugăciunea aia ceva îți revine și... Adică trebuie să fiți un pic de evrei. Da? Ai dat banul, se roagă și pentru tine cineva. Mai primești câte un aur spiritual. Să știți că voi când dați liturghie, de fapt sunteți jidani. Pentru că voi dați liturghie ca să acoperiți greșelile pe care încă nu le-ați făcut. Nu e adevărat? Deci lasă că te gândești, te împic și eu pe lângă, am pus acolo, la șeful, deoparte. Ziceți că nu e așa. Doamne, Doamne. Deci caruna. Arhanghelie. Da? Alt sistem. În ceacra coroanei, dacă pun simbolurile astea. Evident că asta se poate face și cu rugăciune. Asta se poate face și cu... Ce se întâmplă când pun hart în coroană? Știți și asta? Se formează un con de lumină care îmi protejează. E ca și cum m-ar îmbrăca Maica în haina ei. Și nu mi se poate întâmpla decât ce îngăduie Dumnezeu. Da? Evident că au radiesteziști, au un algoritm cu mă îmbrac în lumina alba-auriu-opalescentă a Sfinții Trei. Da? Nu? Reflectorizant a Sfinții Trei. Dar lumina asta, să știți că e feminină. Asta nu mai zic ei. Pentru că și radiestezia e făcută după sistem ortodox. Este o școală da, misogină. Ia, zi-o. Zi-o că așa-i. Da. Principiul feminin divin nu prea îl găsești la radiestezie. Și de asta e și aici o problemă la ei. Pentru că ea a fost copiată oarecum după ortodoxie. Copiată. Îmbinată așa. Cu ortodoxie. Deci, revin, hart deasupra coroanei, da, gnoza deasupra coroanei, simbolurile de la arhanghel, simbolurile de la nivelul Rafael. Păi, evident că dacă fac simbolul zona sau halul în coroană, o să creez același câmp care mă îmbrac. Evident că dacă fac și la, și la, și la, și la, am mai multe câmpuri și devin ca o ceapă. Vorbesc serios. Cu N câmpuri. Evident că cât ai mai multe câmpuri, se numesc structuri activate, cu atât ai protecția mai mare. Deci încep cu șocurei, da? Seihenki, Penshadeishonen, dar cum eu am deja până la 8. Dacă mai folosești și zona, halu, hart, rama, deja am câte câmpuri? 8. Mai mult. Poți să ajungi la 11 câmpuri. Dacă nu mai mult. Înțelegeți ce vreau să vă spun? Și vă imaginați cum te înconjoară toate astea. Evident că dacă sunt așa și mă întâlnesc cu cineva pe stradă, se lovește de mine ca mingea de masa de biliard. Deci nu merge. Astea se fac în anumite situații. E groasă. Frate, dau drumul la tot ce am în cameră. Dar nu tot timpul. Păi dacă ai toate subtilele activate, mai poți apropia de iubita ta? Nu. În lumină, bă. A? În lumină. Numai în lumină. Doar ca frații. Da, poți.
frate, și să... Nu se poate. Dar nu discut despre asta, nu este tema acestei emisiuni. Deci, Caruna. Și evident, față, spate, stânga, dreapta. Înseamnă că mă înconjor cu arhanghel. Evident că nu mai am probleme. Dar nici nu mai fac altceva. Adică, vă dau, pun aici, vedeți câte sisteme aveți. La fel, dacă ăsta sunt eu, da? Mă desenez așa, privit de sus, da? Și fac șocurei în față. Nu creez un câmp de protecție de genul pe jur? Ba da. Dar mai poți să relaționezi cu oamenii? Plata ce? Plata șa Sfântului Pat. N-aud. Plata șa Sfântului Pat. Aia e tot din creștinism. E foarte ok. Plata șa Sfântului Pat e chiar e ok. Am avut o surpriză drăguță la un moment dat. Eu spuneam despre Plata șa Sfântului Pat, nici nu știam foarte bine, dar mi-a făcut ideea. Băi, și mi s-a întâmplat o chestie foarte drăguță și când aflu, ziua respectivă era Sfântul Patrick. Și zic, uite drăguță de el. M-am uitat că am vorbit de rugăciunea lui. Da, la creștinism trebuie să folosiți platoșa Sfântului Patrick. Ea cu Iisus fiind în fața mea, în spatele meu, stânga, dreapta, sus, jos, înăuntru, în afară, de jur împrejurul meu. Da? Foarte ușor de spus și foarte rapid. Pentru că în momentul în care spun Iisus fii, deja lang s-au deschis și s-a încheiat. E foarte utilă pentru că, știți, noi nu putem să fim atenți la interiorul nostru. Și la ora actuală sunt oameni care pot să acționeze din interiorul nostru. Da? Îți bace în suflet, diverse. Și atunci, când spui Iisuse, vii în mine, deja scoate la suprafață tot ce e în mine. Bun. Și imaginați-vă cum e. Slavă Domnului, nu ai nevoie de așa ceva. Dar există cazuri în care ai nevoie de așa. Sunt oameni care se buiți rău. Trebuie să înveți sau trebuie să faci tu pentru ei. Că de aici, asta vă arăt cum se poate face și pentru altcineva. Sau nu credeți că pentru altul se face altul. Principiul este același. Bun. Șambal. Mai ai ceva la Caruna? Mai ai știrul. Și avem coroana de lumină Arhanghelului Mihail. Arhanghelului Mihail, vrem, te rog, coroana ta de lumină. Știți că m-am spus o dată pe Dumnezeu și n-am mai apus să ascult? M-a chemat pe Arhanghelul Mihail și mi-a zis, nu pot să-ți mai dau coloana. Bine. Deci asta ți se dă doar cu acordul lui Dumnezeu. Coloana de lumină Arhanghelului Mihail. După aia avem flacăra argintiu violetă. Cam ajuns la flăcărica. Flăcărica nu e nici așa de cum credeți voi, nici așa cum credeți voi. Ea e acolo, la un nivel de DH 5,4. Deci nu e foarte sus. Dar de ea fug entitățile negative, pentru că le arde. Da? Tot ce știți voi de NM-uri, ECM-uri, supra-ECM-uri și mai știu eu ce, fug de flacăra argintiu-violetă, pentru că le arde. Da? Da. Și poți să folosești lumină de cer mai mare. Dar e utilă. Deci, cum să zic, inițierea pe asta vă ajută. Mai ales pe cei care vin mai de jos. Da? Evident că nu o să treacă la nivel de cer 8 cineva care vine la un DH de 30. Și atunci flacăra argintiu violetă e suficient. Din perspectiva asta. Nu poți să curezi cu lumină de cer 8 o persoană care are DH-ul 10 sau 20. Nu? Că l-arzi. Îi faci rău. Mi-a zis cineva. Am fost la terapie. Bă, și îi trebuie să iau de urechi. Pe unii. Am fost la terapie
Și după ce mi s-a făcut terapia, m-am dus direct în spital. Pentru că... pentru că nu mai reușeau să-mi stabilizeze tensiunea. Bă, asta înseamnă că persoanele care au făcut terapia aia de grup n-au știut să gestioneze energia pentru omul respectiv. Că dacă bat într-un ulcior, mă, în orice pahar, dacă pun apă fierbinte, îmi sparg. Aia se numește criză de vindecare. Deci dacă voi nu învățați să vă gestionați energia în raport cu omul și vreți voi să... și vreți voi să arătați câtă vibrație aveți, stați acasă. Eu mă adaptez omului, nu omul mie. Deci eu făceam treaba asta când mai venea către unul. Nu simt nimic. Doare. Se mișcă. Și trecea prin tot corpul, știi, ca să vadă cum se plimbă. Deci dădeam drumul la lumină foarte mare, strângeam tot întuneric într-un loc și după aia trăgeam în jos. Se mișcă. E în șol, e în picior, e în genunchi, e în gleză. A ieșit. Bun doctor. Dar asta era demonstrație pentru omul la care nu credea că cine... nu mai fac nici măcar de asta. Asta că-și dă seama când se duce afară și mai simte că nu mai e nimic. Dar ca idee, și asta e greșit, știi? Să faci un om. Dar câteodată ea nevoie să simtă cum se plimbă durerea prin ei. Da? Îl doare ficatul și începe să-i oprim. Puf! Duce în splină. Că ea nevoie de ceva ce iese din comun. Știi? E ca și cum ai reseta cuiva un șoc din ăsta, îți resetează creierul. Vorbesc foarte serios. Noi avem o problemă că intrăm în niște scheme de gândire. Se pare că lucrurile trebuie să fie într-un anume fel. Și ca medic, și ca terapeut, și ca orice. Și atunci, câteodată, nu înțelegeam de ce m-am dus la Lemon. Băi, eu m-am dat în mașini cu piloți de piloți. Și m-am dat cu niște băieți de acolo. Niște băieți care se duc for fun. Deci eu n-am pățit așa ceva în viața mea. În viața vieților mele. Eram cu un BMW seria 1, nu știu cât îi făcuse, 600 de cai. Nu, mint, cu un M3, de vreo 600 de cai. Și vreau să spun că nu mi s-a întâmplat în viața mea să mi se ia aerul pe viraj, când intra în viraj. Deci când îl puneam pe parte, ajungeam cu coasta în, avea scaune de alea, știi, cu spătar în lateral. Ajungeam cu coastele acolo și făceam și după aia urma virajul meu tot. Și ieșea. Deci nu mi s-a întâmplat. Și erau, deci nu erau piloți de circuit. Ei se dădeau foarte fun. Și mi s-a resetat creierul, evident. Mi-am dat seama că se poate mult mai mult decât credeam eu. Când o să ajung să... eu... zic, și am întrebat, bă, voi cum respirați pe mașina asta? Zice, nu știm. Cred că ne-am obișnuit. Noi ne dăm aici de la 6 ani. Aha. Era de vârsta mea. Bun. Shambhala. Placa de argintivioetă, sunt aflat de argintivioetă cu toată ființa mea, sunt uitată pe care Dumnezeu o dorește. Bun. Și până termină Hagel Mihai. Apropo de săbii de lumină, apropo de protecția personală, mă, copii, voi, deci orice inițiat are sabii de lumină încă de la nivel de grad 1 Reiki. La nivel de grad 1 Reiki apar ce? Tăierile de stringuri. Apropo de protecție. Apar tăierile de stringuri. Tai stringurile cu persoanele care, mă, deranjează. Și tai și stringul și după ce am tăiat stringul, îmi imaginez că îi văd secțiunea și acolo fac simbol. Tuf! Se duce direct. Orice vrei tu. Depinde ce vibrație vrei să folosești. Pe aia care deranjează perspectivă. Oricum să fie mai mare, da, decât ea. Și am tăiat stringul. Deci astea, curățările, sperierile, sunt forme de curățare și protecție. Trebuie să învățați.
Și aici se face la Reiki, grad 3, meditația cu darul. Ați făcut la seminar? Când te duci după pietricică și îți găsești darul tău? Sau sabia ta? La seminar cu voi. Nu o să fac meditație aici. Nu, că e compendiul Orizma, trebuie, zi. Te rog, apropo de stringuri. Când cineva face stringuri către tine, la taie, și când tu trimis către cineva... Deci când tu trimis către cineva, fac și mi le trag înapoi. Îmi imaginez că mi le trag înapoi. Noi facem stringuri când iubim pe cineva sau când urăm pe cineva. Și mai sunt stringurile karmice, relații cu persoane cu care am avut alte legături în altă, cu legături în altă viață. Și atunci mi le aduc înapoi. Adică sunt stringuri pe care nu pot să le tai și nu le poate tăia nici măcar Mihail. Pentru că ai o plată. Degeaba faci meditația tăierii stringurilor cu Arhanghelul Mihail, pentru că stringurile respective pot să stea un sobor de preoți și în cap și în coadă. Nu se rezolvă. Când este o relație karmică, nu poate să facă nimeni nimic. Te uiți la el și aștepți. La mine vin de obicei oamenii când și-au încheiat ce au de încheiat, mai au o porțiune, o parte scurtă de rezolvat și pot să intervin. Le dau să mai fac câte ceva și au achitat ceva și pot să tai legăturile karmice. Dar altfel nu. Că spune prima. Nici nu. Nu are sens să te bagi. Că nu faci decât să creezi disensiuni într-un loc în care oricum n-ai ce căuta. Ba din contră, amplifici toate stările negative. În momentul în care intervii într-un loc care nu s-a încheiat, adică imaginați-vă că o relație karmică e ca un buboi. Și el coace acolo și coace și coace și coace și coace. Dom'le, dacă l-ai spart mai devreme, știți ce se întâmplă? Se face mai rău. Și atunci trebuie să-l lași în legea lui și să-l cureți când? Când dă în pârgă așa. Când înflorește. De-abia atunci poți să-l storci. Vorbesc foarte serios. Restul, pierdere inutilă de timp și de energie. Și a voastră și-l chinui și pe ăla. Că dacă îl storci un buboi mai devreme, îl storci de N ori. Dacă îl storci când trebuie, îl storci odată. Vă e clar? Când e durerea mai mare? Dar îl storci în fiecare zi. Așa că lăsați pentru numele Dumnezeu în pace, măsurați cât și-au terminat MP-urile, cât și-au încheiat ce aveau de plătit unii față de alții. Și după aia, n-aveți decât să interveniți. Dar altfel, stați pe pantalonii voștri, a? MS-DOS. Ce mă? MS-DOS, da. Bun. Shambhala. Forme de protecție. Dom'le, am o problemă. Peste mine vine karma de neam. Ce pot să fac? Cum vine karma asta de neam peste mine? Ca ce? Ca energie. Doar ca energie? Și ca informație. Poate să vină ca spirit? Da. Hai să vă dau un exemplu. Dacă într-un neam există o persoană care s-a sinucis și persoana respectivă, după ce s-a sinucis, s-a hotărât să se transforme în demon, ce se întâmplă cu el? Îi bunduie pe toți rămași. Bă, e clar? Atunci știți de ce e nevoie? Cine poate să intervină? Vă spun pentru că o să auziți cazul și nu o să știți ce să faceți. Cine are voie și cine poate să facă ceva? Preot. Rece. Nu-i. A? Nu se bagă. Jesus. Nu se bagă întotdeauna. Constelații de care? Sfânta Treime. Sfânta Treime? Da. Nu se bagă. Ceilalți străbuni care au ales lucruri. Nu se bagă. Care a venit special în neamul ăla ca să ajungă și eu zic la asta. Dacă știe. Păi
Problema e alta. Nu, hai că vă sunteți departe. Numai un exorcist. Și vă spun și de ce. Pentru că la momentul ăla, singurul care poate să intervine e cineva care are destulă putere ca să ia capul. Punct. Deci nu merge. Chestia cu biserica și... Nu merge. Adică trebuie clar, molifte și dezlegări și exorcizare. Hai să nu intrăm în amănunte de genul ăsta. Mai departe. Zi. Altceva. La Shambhala, ce mai... Maestrii. Steaua tetraedrică. Avem? Steaua tetraedrică. Asta e omul. Vedeți până acolo, dacă fac așa? Asta e tetraedru. Mă rog. Și ăsta e tetraedru invers. Eu. Mă rog. Nu știu cum să-l fac. În orice caz, vă imaginați că este o, un... Da? Ăsta este de lumină, se rotește cu viteza luminii, formează un câmp care curăță. Ok? Steaua tetraedrică. Mai avem ceva. Steaua tetraedrică din chakra următoare superioară, da? Să o fac așa, ca pe o stea lui David, da? Voi vă imaginați că este, de fapt, o stea tetraedrică cu 8 vârfuri, da? Whatever. Da? Steaua tetraedrică. Asta. Pot să o pun să graviteze în jurul meu. Și să-i dau lumină. Și să îndepărteze orice face rău. Mai departe. Mercabele. Deci astea formează niște câmpuri care se cheamă mercabe, nu? Dar mai sunt câmpuri care sunt create așa. Și ziceam. Asta, să zicem, este omul din lateral, da? Mă rog. Și aici facem mână. Să zic lui Doamne, Doamne, să-mi dea și mie un dar. Da? Mercaba inimii. Aici e chakra inimii, da? Și aici e chakra inimii, da? Și emite. Emite și formează un câmp. Ca o... cum se cheamă? La bobină. Până când se formează și se unește și formează un câmp de protecție. Este una dintre cele mai bune forme de protecție. Pentru cei care sunt ultra-ortodoxi, dacă avem prin zonă. M-a sunat o doamnă astăzi. Domnule, nu azi e. Domnule doctor, vreau să știu dacă afirmați clar că lumina din Reiki este același lucru cu Duhul Sfânt Ortodox. De galmă, zic, în universul ăsta nu există decât o energie. Și aia e Duhul Sfânt Ortodox. Că îi spunem Reiki, că îi spunem Prana, că îi spunem Chi. Astea sunt limbaje. Dar universul ăsta, tot,
provine de la Duhul Sfânt. Energia mea, bună, mai puțin bună, lumină, întuneric, bă, tot de la Duhul Sfânt, poate. Bun. Ghezai. De ce ziceam de ăștia? Pentru că în Ghezai, de exemplu, găsești stâlpul de lumină. Stâlpul de lumină este așa. Și e foarte asemănător. Aici e sursa de lumină. Duhul Sfânt sau cum vreți voi să-i puneți. Îmi imaginez că îl deschid sursa de lumină, că trece prin mine până la nivelul picioarelor. Și umplu, mă umplu cu lumină ca și un ulcior. Da? Cum se face? Ridicarea mâinilor cu palmele în sus către lumină face să primiți lumină. Ați văzut vreodată cum se face slujba în altar? Ați văzut când ridică preoții mâinile? Credeți că e de la ortodoxie treaba asta? Credeți că e a ortodoxiei? Cine ridica primul mâinile? Abraham. Moise. Și culmea, preoții, dacă ridici mâinile, te ceartă în biserică. Bă, cam cât de prost poți să fii? Bă, eu v-aș spune, stați sus cu mâinile sus. Ia stați unde. Și chemați lumina. Pentru voi, pentru ce probleme aveți pentru... Dar tu îți dai seama ce ar face o masă de oameni care ridică mâinile în sus? Câtă energie ar aduce pe pământ? Dar de ce nu înveți pe oameni să ridice mâinile? Păi trebuie să stai în genunchi. Ei, deștepți. N-are ei foarte multă școală. Dar sunt instinctiv, intuitiv și fac. Deci, voi ridicați mâinile în sus. Și când vă rugați, ridicați mâinile în sus. Să vedeți cum merge, vine energia când nu ridici mâinile în sus. Și faceți experimentul ăsta. Cum stai în stâlpul de lumină în momentul în care ridici mâinile în sus. Și în momentul în care simți exact fiecare centru energetic și cum curge lumina prin el. Și unde e blocat, simți că e blocat. Și îți dai seama și de problemele tale cu ocazia asta. Hai, maestrilor! Altceva. Poți să combini treaba asta cu Qigong-ul? Hai să zicem cu circuitul imers. Circuitul ceresc invers, da? Care înseamnă ce? Șterg aici. Și îl fac iar pe omulețul meu din profil. Da? Deci ăsta e omulețul meu, ăsta e gâtul. Mă rog, ăsta e corpul și acestea sunt picioarele, da? Și are și mânuțe. Și îmi imaginez cum de la sursa de lumină vine lumina, trece prin chakrele, prin chakra 7, se duce posterior în 6, se duce posterior în 5, se duce posterior în 4, da? Se duce în 3, în 2, se duce în 1, adică între picioare, urcă iar 2, 3, 4, 5, trece prin vârful limbii în 6, se duce iar în 7. Și ăsta e micul circuitul invers, da? Din Qigong. Există și circuitul cel mai mare și micul circuit. Da? Ceresc. Asta e circuitul invers. Bun. Și după aceea ce fac? Umplu corpul meu, capul ulcior cu lumină. Și încep cu ce? Cu vârful degetelor.
și îmi imaginez cum se umple cu lumină. Asta e formă de protecție? Clar activează toți centri energetici, activează și chakrele posterioare și pe alea anterioare. Da? Proiecțiile anterioare, posterioare. Ok? Și ce se întâmplă când fac asta? Mă umplu cu lumină. Și în momentul respectiv mă curăț. Mai departe. Și ați văzut și Gendai legat cu Qigong. Mai departe, ce mai pot să fac? Ăla eu. Ce mai am în Gendai? Dacă Gendai amplifică fluxul de lumină care trece prin voi de 25 de ori, ce înseamnă asta? Cât va crește încărcarea unui maestru Gendai față de un maestru Reiki? Deci dacă un maestru Reiki l-a face în 25 de minute, în câte minute ar face un maestru Gendai? 250 de ori. Da? Deci asta este importanța fluxului de energie a ghiciilor pe care îi primiți. Crește capacitatea voastră de a emite lumină. Altceva. Alt sistem. Hai să zicem, mergem la Grand Master. Și avem raza de lumină. Și mai avem ce? O să-mi fac curățarea spinală singur? Mă pot să-mi fac sau nu? Intrarea în daicomiu. E o formă de pată, o formă de curățare? Și am intrat daicomiu, am trecut. Mă curăț? Da. Aici, dacă ducem un pic la Grand Minister, avem raza acvamarină a clarității. Da? Nu mai... Avem ce? Plasa de platină. Avem ce? Domul auriu de protecție creat de Arhanghelul care? Mamă, ce le știți. Ministerilor care sunt. Domul auriu de protecție creat de? Nu-i de Arhanghelul Mihai? Nu e asemănător cu clopotnița? Cu clopotnița. Cu turba bisericii? Ce mai avem? Nu mai are importanță. Bun, hai să facem altceva. Protecția nocturnă există rugăciuni de protecție nocturnă. Există în ceasloc găsiți rugăciuni ale unor sfinți care au făcut special rugăciunea pentru înainte de culcare sau pentru liniștea și pacea între nopți. Da? Asta a rugăciunea, da? Lumânările aprinse, candela, aia înseamnă un
înger care stă acolo. Ai ce alte lucruri mai ai? Protecția casei. Nu, o să vorbim de protecția camerei. Protecția spațiului în care... Hai să începem cu protecția spațiului. Că după aia, măcar vă faceți acasă treaba. Hai să zicem că asta este camera voastră. Și asta e ușa. Da? Aici. În primul rând, șocurile la ușă. Da? Și ramă. Asta ca să nu intre tot ce vreți și ce nu vreți în casă. Da? După aia, am lumânările în... Da? Am șocurei pe pereți. Tavan, podea. Da? Am rama în colțuri. Deci aduc arhanghel în colțuri. Acum depinde un pic și de voi. Asta te protejează. Corect. Dar te și împiedică să evoluezi pe undeva. Adică voi trebuie să știți când să o faceți și când să nu o faceți. Dacă e buboiala nasoală, o faceți. Dacă nu, nu. Ok? Aveți. Asta trebuie să notați că nu o să-l știți. Cu mâna stângă, în sens, invers al celor de ceasornic. Mâna stângă, mâna dreaptă, da? De jur împrejur. Drept. Dreaptă, scuze. De Dumnezeu am închis. Și am închis. Mai pot să fac ceva? De jur împrejur Dumnezeu am închis. Și mai puteți să folosiți un algoritm, ăsta se folosește de obicei la plecare. La plecare din casă, da? Se face. O metanie, știi ce e? Plus o cruce plus se zice să vină Dumnezeu să risipească să se ducă de la fața mea, să se ducă pe pustii. Se face de trei ori. Se ia niște aghiazmă, îi dea la aghiazmă mare și se aruncă, strofești cu ea. Îi dea la aghiazmă mare, nu trebuie să spuneți, să turnați tone, să nu credeți că trebuie să turnați tone pe voi. Da? Asta e așa. Și același lucru puteți să faceți și ca să curățați camera voastră. Să știți că simpla invocare a lui Dumnezeu curăță un loc. Ce? Deci se poate face și ca formă de protecție când pleci din casă. E interesant. Bun. Ce mai puteți să faceți? Există aparate. Sau cartele. Cum,
cum sunt spiritușul și toate alea, care emit pe energie pozitivă sau care creează un câmp de energie pozitivă de protecție. Răul nu intră în zona aia de protecție. Mă refer la cei mari. Că nu rezistă la energia respectivă. Asta este una dintre formele noastre. Mă rog, faptul că a ajuns cunoașterea la nivelul ăsta face ca să fie o problemă din perspectiva asta. Adică, vă dați seama că cu aceeași vibrație, dacă emiți, poți să și scoți, poți să și îndepărtezi rău. Da? Și simplu fapt de a avea un aparat sau o cartelă de genul ăsta aici, creează un câmp care curăță camera respectivă. Evident, nu ești protejat de un atac psi de cineva care știe. Dar cel puțin nu vin entitățile aiurea, atunci știi foarte clar că e un atac psi. Pentru că de singuri ei nu vin. Că nu vin. Niciodată nu o să vină singuri chestiile astea rele. Altceva. La protecția casei. Există. Spiralele cu cristale. Da? Există niște cristale cu două vârfuri care sunt băgate în niște spirale. Creează un câmp care l-amplifică și care curăță locul respectiv. Ca vibrație. Evident, curăță de entități mici. Când sunt entități mari, nu rezistă nici asta. Poftim? E o geodă. Da, sunt bune și geodele. Și dormine. Altceva. Ok. Icoane. Icoane. Crucifix. Îngerul casei. Ce? Îngerul casei. Îngerul casei? Da. Îngerul casei este doar dacă a fost sfințit locul pentru casă. Da. Și doar dacă a fost făcută sfeștanie în casă și a fost construită casă și dacă a fost sfințită casa după ce a fost. Deci, doar dacă după ce ai construit casa, vine un preot și face sfințirea casei. Și dacă există, îl poți folosi. Dacă nu există, nu îl poți folosi. Absolut. Deci îngerul casei există doar dacă a fost sfințită casa. Corect. Este. Aduce un înger. Deci, uite, să folosiți toate sistemele. Adică, știți, la început o să vă fie greu. Știi că nu știi exact cum. Dar în momentul în care încep să faci niște chestii, mai pui niște psalmi care să meargă în surdină, mai pui o muzică de vibrație mare, mai aprinzi o lumânărică, mai faci nu știu ce, mai activezi niște simboluri, mai... Când faci toate astea, poftim? Nu-ți mai vin prieteni, corect? Că rămâi fără. Nu asta e important. Ba da. E ok. Deci sunt aparate care emit pe frecvență mai înaltă și automat îndepărtează energiile negative. Corect. Deci, puteți să vă înconjurați cu așa ceva. Depinde de voi. Evident că dacă vreți să... Depinde ce aveți voi în cap și ce vă doriți. Dacă vreau să aflu natura lucrurilor, atunci am nevoie și de lumină și de întuneric. Dacă vreau să fiu protejat așa, domnule, dau drumul doar la vibrație înaltă. Corect. Asta depinde foarte mult de ce vreți voi să faceți în perspectivă. Ok. Deci, într-o cameră de hotel, poți foarte bine să ai la tine patru lumânările de alea care au de alea de aluminiu. Ai înțeles? Poți să spui foarte frumos în ele, poți să faci simbolurile, poți să aprinzi un bețișor, că nu zice nimeni dacă aprinzi un bețișor parfumat, alții fumează, tu ce problemă ai. Da? Și automat ai deschis simbolurile. Și simbolurile făcute cu bețișoare, de exemplu, sunt mult mai puternice. Adică să faci simbolurile și să cureți camera cu bețișorul aprins. Asta ați făcut la seminar? Ok. Și atunci, te-ai dus într-o cameră de hotel, ai, de exemplu,
bețișoare de la Rafael sau de la Gabriel sau de la Mihai și faci frumos toate simbolurile pe care le știi pe pereți, lumânărele aprinse. Și gata. Mai spui o rugăciune cu Tatăl nostru și un psalm 22 sau mai știu eu ce. Automat se curăță. Dacă tu pleci din camera respectivă, semnele, ce se întâmplă? Da, se dezactivează în timp, măi. Deci nu, semnele nu sunt veșnice. N-am ajuns încă la nivelul lui Hristos să călcăm pe un loc și să ne rămână talpa acolo, energetic. Mai e viață, mai e până acolo. Ok? Altceva. Protecția finanțelor, a banilor. În primul rând, voi nu știți ce să faceți cu sufletele voastre și îl dați. Și astăzi mi-a venit la cabinet o fată să-mi spună, da, eu nu am ce să mă fac, cum poți să mă ajuți, că eu am probleme cu banii. Păi zic, foarte bine, dar ai 40% din suflet lipsă. Păi da, că știi că e mama bolnavă și are cancer și... Perfect. Dacă tu ți-asumi să preiei din karma cuiva, fii sigur că o să plătești pe o parte, pe ceva. Ori prin boală, ori prin accidente, ori prin certuri, ori prin bani, ori prin orice. Dacă tu dai din sufletul tău, evident va exista o plată. Dacă tu ți-asumi plata karmei cuiva. Mă rog, mama are cancer. Înțelegeți? Să vă fie foarte clar. Nu vă poate ajuta nimeni. Singurul mod în care poți să te ajuți este să începi să postești negru, să faci, să ții post negru, să te rogi ca să suplinești aportul ăla de SN-ul cu trei catisme, nu știu ce, nu știu cum. Pentru că altfel nu se poate. În momentul în care tu intervii în karma cuiva, tu plătești. Nu sunteți terapeuți, nu vă băgați. Vă băgați, plătiți. Dacă nu plătiți voi, plătesc cei de lângă voi, plătesc, mă rog, cine e în jurul vostru. Nu. În primul rând, în clasă, nu cred că e ok să faci treaba asta. Tu, ca elev, nu. Dar, în schimb, un profesor sau un învățător are voie să facă treaba asta. Pentru că e clasa lui. E ora lui. În ora aia, voi, oarecum, îi aparțineți. Și atunci, el, chiar dacă nu poate să desene simboluri pe voi, pe copii, el poate să curețe camera. Deci, eu să zicem, n-am voie acum să vă curăț, să vă fac simboluri pe fiecare așa, cât un simbol în frunte. Dar pot să curăț camera. Și automat curățând camera, vă curăț și pe voi. Ok? Mai departe. Bani. Asta este una, o problemă. Să știți care e dreptul vostru divin în bani. Să știți dacă nu pierdeți cumva prin faptul că vă e milă, vreți să ajutați pe nu știu cine la ala și dați din sufletul vostru, e cineva bolnav, îi dai din sufletul lui, dai din sufletul. Automat îi dai din drepturile tale. Din prea multă milă. Și oamenii lasă lui acolo. Băi, e o fază acută. Îmi dau din sufletul meu să ajut omul respectiv. Dom'le, dar mi-l iau înapoi. A trecut de faza aia, mi-l iau înapoi. Nu rămâne acolo pentru o veșnicie. Voi uitați de treaba asta. La fel. Cum l-ai dat. Ți-ai dat, deci l-ai dat de bună voie ca intenție. Îmi aduc sufletul înapoi ca intenție. Sufletul meu îmi urmează intenția. Dacă nu este o plată karmică, dacă e o plată karmică, la revedere. Se duce singur. Și atunci singurul mod în care pot să-mi aduc sufletul înapoi este rugăciunea și postul negru. Da? Vă e clar? Deci dacă eu am adus o karmică vis-a-vis de cineva și sufletul meu se duce către persoana respectivă, atunci, automat, singura modalitate să-mi aduc sufletul înapoi este să mă rog și să postez negru. Clar? Bun. Altceva. Dacă cu terapeutic, îți ajută prețul pe care îl iei în terapie ca terapeut? Da. Un preț mai mic presupune că e mai puțin de la pacient sau un preț mai mare e mai puțin de la pacient? Nu am înțeles întrebarea.
Deci dacă e mai, mai puțin ce? Clar, da. Absolut, da. Deci, în funcție, voi credeți că... Băi, și dacă e excroc? Dacă e excroc, o secundă. Și tu te duci la un excroc să-ți facă terapie și îi dai o sumă mare de bani, tot se duce din tine, din energia negativă. Exact corespondentul sumei. Vorbesc serios. Pentru că există un preț corect. Prețul corect este îngăduit de Dumnezeu. Dacă tu scazi prețul, evident că la nivelul ăla o să vină un anumit tip de pacienți. Dacă tu crești prețul, prețul este o formă de gestionare a pacienților care îți vin la cabinet. De ce? Pentru că există plafoane materiale. Da? Unul este la salariul minim pe economie, al doilea este la nu știu unde, al treilea este la nu știu unde. Și în funcție de cum fac treaba asta, deci de aia, eu mă raportez la un anumit plafon de oameni. Dacă prețul acestui seminar era 200.000, erați și voi, dar poate că nu erați, dar erau și alții. La 500 se face deja o selecție. Și câteodată selecția este bună. Apropo de energie. Energiile, deci, se selectează și pe criteriul ăsta. Ați înțeles? Și firesc să fie așa. Plus că, din câte am observat eu, corect este ca în plan ca planul material cu planul spiritual să se îmbină cumva undeva. Așa ar fi corect. Adică, teoretic, ar fi ca bunăstarea materială să fie în concordanță cu conștiința spirituală. Bine, ăsta, nu mai știu care, Karl Marx, parcă spunea treaba asta, că bunăstarea materială determină conștiința spirituală. Dar nu este întru totul adevărat. Dar corect așa ar fi, ca în perspectivă, trebuie asta să coincidă. De ce? Nu am nevoie să postești să-mi pun sac în cap. Pentru că sunt ok. Dacă sunt ok, atunci am voie la orice. Dacă am voie la orice, eu fac diferența între un obiect care este necesar și un obiect de lux. Și atunci, chiar dacă îmi permit orice, nu-mi iau orice. Că nu mai am nevoie de orice. Înțelegeți? Și atunci, chestia asta ar trebui să se îmbine la un anumit nivel. Dar, mă rog, asta om trăi și-o bine. Altceva. Absolut, da. Deci puteți să alegeți să faceți terapie fără să luați bani, dar omul ăla poate să plătească prin orice altceva. Poate să plătească prin rugăciune. Dom'le, să fac terapie, dar citești 3 catechisme. Ați înțeles? Sau nu știu cât, dar trebuie să citească el. De ce? E o jertfă. Din jertfa aia capeți și tu ceva. Și tu îți dobândești aur spiritual făcând terapie unor oameni care nu te pot plăti. Eu am făcut treaba asta. Și am făcut asta 7 ani. Deci, fără nicio problemă. Deci, se poate face așa ceva. Și e chiar indicat. Maestra, la începuturi, vorbesc de cei care au început să facă inițiere, spunea ca jumătate din banii pe care ți-i dă omul pentru inițiere să-i dai bisericii, tocmai ca să nu preiei atât. În momentul în care ai luat toți banii, ai preluat tot. În momentul în care începi să dai, automat se duce și din energia pe care ai, preluat-o. Și voi nu știți să gestionați asta. Luați banii, luați problemele pacienților, dar nu scăpați de probleme. Și după aia vă mirați că vin peste voi. Se scapă. Dând bani. Tu. Cui trebuie, când trebuie, unde trebuie. Să nu se întâmple, 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 să nu se întâmple
Deci, acolo să pun arhanghelii pe care să păzească. Toți cei care fură sunt posedați. Trebuie să vă fie foarte clar. Dacă acolo e pus arhanghelii, nici nu le mai trece prin cap să treacă pe acolo. Că nu mai pot, nici nu se gândesc. Rama pe toată calea aia ferată. Vorbesc foarte serios. Evident că trebuie o anumită energie să aperi toată calea ferată. Zona aia. Perfect. În rama, către zona aia. Și în momentul respectiv nu mai vin. Arhanghelul ăla trebuie să aibă putere. Însă puterea asta e dată de rugăciune și postul tău. Da? Deci, faci rama. Perfect. Dar faci rama asta și are valabilitate cât? Timp. Cât are puterea arhanghelului respectiv. Dacă tu nu persiști în ai face ceva ca el să primească puterea de la Dumnezeu, pleacă. El stă cât are putere. Bine. Continuăm data viitoare. Întrebări. Da, întrebări. Nu acum, că acum nu mai avem timp. Faceți listă de întrebări și continuăm cu protecția data viitoare. Adică nu facem. Data viitoare cred că facem totul despre creștinism. Vedem, o mai gândesc. Bine? Pa!